Cerebram, bine ați venit la Europa Liberă! Bine v-am găsit! Se fac doi ani de când dumneavoastră sunteți vicepremier pentru reintegrare și aș vrea să vă întreb dacă credeți că acum reintegrarea este mai aproape decât în 2022. Cred că da și situația s-a schimbat între timp, de curs de... Doi ani și pentru că eu am intrat în funcție în ianuarie 2022. Haideți să discutăm acest subiect pe îndelete în studioul Europei Liberă. Cu Oleg Serebrian, politolog și scriitor, politician și diplomat iar de 2 ani și vicepremier pentru reintegrare. Într-o premieră absolută aproape, putem spune domnule Serebrian, iată că aceste companii din stânga Nistrului au început să plătească taxe la bugetul Republicii Moldova de la 1 ianuarie, de când, a intrat în vigoare, de când au intrat în vigoare noile prevederi ale codului VAMAL. Iar dumneavoastră ați insistat ca aceste taxe să fie plătite la bugetul de stat, chiar dacă în stânga Nistrului au fost și câteva proteste împotriva acestor schimbări ale codului Vamal. Putem spune că după 30 de ani autoritățile constituționale de la Chișinău au din nou pârghii reale asupra regiunii transnistrene și că chiar pot să apese pe aceste pârghii? Bine, pârghii au fost tot timpul, chiar dacă, sigur, marja noastră de manevră a fost mai limitată, anterior și poate nu am avut aliații atât de puternici în procesul de negociere. Am fost mult mai singuri. Chiar și partenerii noștri occidentale aveau puncte de vedere diferite deseori de ale Chișinăului referitor la procesul de reintegrare. Să ne amintim că primele proiecte de reglementare erau care veneau dinspre Occident, de fapt, erau privite prost la Chișinău. Proiectul de federalizare propus de OSCE în 2002, nu mă refer la proiectul COZAC, care a venit mai târziu, în 2003, a fost primit, dacă nu cu ostilitate, totuși cu rezervă de opinia publică de partidele politice de la Chișinău. Acum situația s-a schimbat, războiul din Ucraina ne-a pus într-o lumină nouă și a pus într-o lumină nouă și conflictul și procesul de reglementare. Deci am fost firește avantajați de această situație. O nefericire care s-a abătut asupra țării vecine, asupra poporului ucrainean, dar în procesul de reglementare transnistrean a produs firește o schimbare. Deci, da, după 30 de ani, pentru prima dată, aș îndrăzni să spun, folosim aceste pârghii pe care uh, le-am uh, avut. Vorbeați de faptul că au fost uh, niște proteste în stânga Nistrului contra acestui introducerii acestui cod vamal. Nu mă apuc acum să spun cât de organizate sau inspirate de cineva au fost aceste uh, proteste. Dreptul la protest, uh, la exprimarea propriei opinii, este un drept garantat de Constituția Republicii Moldova până, până la urmă. Oamenii au dreptul să fie de acord cu anumite lucruri sau să nu fie de acord cu anumite lucruri, atât în stânga cât și în dreapta uh, Nistrului. Dar uh, am spus că Chișinăul este determinat să uh, respecte acest angajament pe care l-a luat la 1 ianuarie privind introducerea noului cod VAMAL care să funcționeze în egală măsură și pentru antreprenorii din dreapta Nistrului și pentru cei din stânga Nistrului. Este o victorie faptul că aceste companii din stânga ministrului vor plăti și ele taxe, cum spuneați dumneavoastră, în mod egal, în bugetul de stat al Republicii Moldova. Vreau să vorbesc în termeni marțiali, să zic așa, este o victorie, o înfrângere. Este un succes pentru procesul de reintegrare, iar acest succes de re... în procesul de reintegrare Trebuie să servească intereselor cetățenilor noștri de pe ambele maluri ale Nistrului. Deci, noi nu vrem să uh, prezentăm ceea ce facem ca victorii, uh, ci ca succese care să facă viața oamenilor, viața companiilor, inclusiv cele din stânga Nistrului, mai uh, bună când a fost clar că această inițiativă, de fapt această lege a Republicii Moldova va avea sorți de izbândă și în regiunea separatistă, necontrolată de autoritățile de la Chișinău, în momentul în care au fost plătite primele taxe în bugetul de stat sau când? Bine, <coughs> în programul nostru de guvernare figurează câteva puncte legate de procesul de reintegrare și primele sunt uh, integrarea graduală economică și descifrat procesul vamal, fiscal. Noi cu acestea am început, deci orice proces de reintegrare trebuie să și uh, pună niște niște priorități. Uh, în toate procesele de reintegrare pe care le-am cunoscut, fie că era vorba de entități Recunoscute pe plan internațional, cum au fost cele două Yemenuri, sau cele două Germanii, sau entități care n-au fost recunoscute pe plan internațional, cum a fost Slavonia Orientală, bună oară. Capitolele economice au fost primele. Ceea ce a precedat procesul de reintegrare politică propriu-zisă. Dacă ne amintim, ce a precedat reintegrarea Germaniei, 3 octombrie 90 a fost 1 iulie 1990, introducerea mărcii germane pe teritoriul RDG-ului și declanșarea proceselor de integrare în plan fiscal și vamal a celor două state germane. Vește că acest model va fi urmat, sigur că într-o altă formă, Adaptat la realitățile noastre uh, și în uh, Republica Moldova, pentru că seria de pași care urmează a fi făcute în această direcție, gradual, anunțat, uh, să nu fie o surpriză, nimeni să nu pretindă că este o surpriză, uh, toți acești pași vor fi urmați mai departe de către noi. Deci, prioritare sunt domeniul vamal domeniul fiscal și acest lucru îl vom face în 24-25. Autoritățile separatiste de la Tiraspol au organizat, așa cum spunea și dumneavoastră, proteste acolo, în regiune. Cât de mult vă îngrijorează aceste proteste pe dumneavoastră? Vă așteptați că acestea ar putea să crească în altceva mai mult? S-ar putea repeta? Nu ne îngrijorează, după cum am spus. Oamenii sunt liberi să protesteze, cred că unii au fost încurajați să vină, alții poate chiar așa cred că trebuie să vină și să protesteze. Opiniile nu le-am verificat, dar probabil că printre ei sunt și, și voluntari și oameni care au fost instigați sau încurajați să participe la aceste proteste. După cum am spus, noi nu vom ceda în fața acestui gen, acestui tip de presiune. După asta, Tiraspolul a impus și taxe pentru fermierii din Republica Moldova care dețin, însă teritorii pe, care dețin terenuri pe teritorii controlate de autoritățile neconstituționale de acolo. Ce se va întâmpla cu acești oameni? Vor trebui ei să meargă să se înregistreze la autoritățile neconstituționale de la Tiraspol, așa cum le cer cei de acolo? Vor trebui să plătească taxe? Care este situația lor? Ce Noi veți face am descurajat... Orice tentativă de dialog în privat a acestor fermieri cu așa zisele autorități de dincolo. Sigur că noi nu putem uh, interzice efectiv. Știm că unii dintre ei au și pașaport al așa zisei RMN. Poate câțiva dintre ei, ceea ce am auzit, au și avut antecedențe în sensul înregistrării ca... Mă rog, oamenii caută diferite soluții pentru că sunt puși în situația să găsească diverse soluții în această zonă extrem de complicată în care să-și conducă o afacere. Deci, poate că unii au și făcut-o deja. Noi nu încurajăm în niciun caz și nu sfătuim agenții economici să meargă la discuții private. Am spus asta și în timpul întâlnirilor pe care le-am avut și la Coșneța și la Cocieri. Singura platformă legală pe care se poate discuta cu tiraspolul despre uh, problemele care au apărut este grupul de lucru pentru problemele agriculturii. Dar ce le oferă Acest statul, de... Republica Moldova, acestor fermieri, compensaţi. domnule Serebrea? În afară de compensații, nu putem să. Deci am propus facilități fiscale uh, care nu au fost acceptate de, de fermieri. Aceste compensații, chiar dacă este încă complicat să știm volumul pierderilor, pentru că a compensa trebuie să știi pierderile, nu compensezi în avans. Trebuie să știi pierderile ca să compensezi ceva. Deci noi am rugat Consiliul Raional, Direcția Raională de Agricultură, împreună cu fermierii, să facă o estimare a pierderilor pe care le pot avea și aceste pierderi vor fi compensate de stat. În ce proporție? În proporție totală sau? În totală, proporție totală. Și ca să știe pierderile, cam în cât timp estimați că și-ar putea primi primele compensații? nu sunt atât de mari, precum se speculează. 7-8 milioane de lei. Pentru toți Pentru aceea. toți. Și în cât timp și-ar putea ei primi aceste compensații? Nu știu, nu, nu nu, biroul de reintegrare este cel care le oferă, dar în orice caz, înainte ca ei să achite, să fie forțați să achite, să achite ceva. Dar aceasta este o soluție provizorie pentru o situație care s-a evitat? Este o soluție provizorie. Ce se va întâmpla dacă vor continua presiunile asupra lor? Oamenii au în continuare aceste terenuri acolo. Aveți o idee sau un plan despre cum veți acționa ulterior? Bine... A merge cu presiuni mai departe la adresa tiraspului, a redeschide dosare, este soluția pe care o propun unii. Noi credem că vom media această problemă pentru a se reveni la situația dinainte de 2023, deci care a fost până la 31 decembrie 2023. În orice caz, acest gen de șantaj nu va mai fi acceptat, pentru că întotdeauna am fost șantajați, și după asta tot presa a ziți, vă dați acestui șantaj. Cedați în fața tirasprului, iată că de această dată nu vom ceda, chiar cu prețul de a crea anumite nemulțumiri. Știm că sunt aceste nemulțumiri, vom compensa, vom ajuta fermierii, vom ajuta școlile, dacă va fi cazul. Sperăm să nu se ajungă aici, dar în orice caz, repet încă o dată, acest gen de presiuni nu va conduce la revizuirea poziției noastre legate de procesul de reintegrare. Domnule Serebrean, aș vrea să precizez aici ce vă face de această dată să fiți mai, mai direct și mai categoric, că nu veți ceda. Urmărind experiența anilor precedenți, când deseori au fost făcuți anumiti pași, după care s-au revenit sau revizuit aceștia, am văzut că n-au condus la nimic. Adică, acest gen de cedări au fost mai curând o manifestare de slăbiciune și problemele n-au fost soluționate. Întotdeauna un pas de acest gen are și un cost, un cost politic, un cost economic, chiar și aceste compensații, am zis că ar putea să fie în jur de 7-8 milioane, poate să fie și mai mult, eu n-am făcut calculele, deci rămâne Direcția Agricultură după sare, să vină cu calculele date, ca să nu fie luată cifra drept una definitivă. Pe urma, aceste cifre sigur că trebuie și verificate, pentru că sunt bani din bugetul statului și ele trebuie să fie, toate aceste pronosticuri, pierderi, trebuie să fie evaluate de, de, de cineva. Dar suntem determinați să ajutăm agricultorii noștri, să ajutăm școlile noastre și am fost pregătiți pentru un astfel de scenariu dar revizuirea, dacă facem un pas legat de codul VAMAL în acest moment, eu sunt sigur că mai mult foarte multă vreme nimeni nu va mai întreprinde nimic în această direcție. Există și alți pași sau alte pârghii de acest fel, categorice sau mai categorice decât până acum, pe care intenționați să le folosiți în raport cu regiunea separatistă transnistreană? Bun, au fost și alți, alți pași aplicați anterior. Cred cel care a provocat foarte multe discuții în 2022 a fost uh, mecanismul de prenotificare în aeroportul internațional Chișinău, de care s-a uitat acum. Au fost foarte multe discuții. Dar sunteți notifi este notificat este de Este notificat rol. întotdeauna. După cum vedeți, sunt foarte multe persoane care nu intră în Republica Moldova sau nu iese din Republica Moldova. Deci, acest mecanism funcționează. Este un alt mecanism, cel care a fost legat acum de, de codul VAMAL. Vom vedea, legat de numerele de matriculare, legate de. Da, sunt, trebuie să analizăm prioritățile care vor fi, nici nu vrem să creăm o stare de tensiune uh, suplimentară, dar, totodată, trebuie să mergem hotărât, planificat înainte, pas cu pas. Pe termen lung, cu cine discutați politica de reintegrare a Republicii Moldova? Aveți în vedere parteneri interni sau externi? Și intern și extern. Bun, sigur că nu o să dau lista în momentul de față a persoanelor cu care, cu care discut, dar sigur că sunt toate instituțiile relevante ale statului, Parlament, Președinție, adică nimic nu este. Făcut la întâmplare. Nu, nu, nu avem o rază de, de autonomie atât de mare, pentru că este un proces foarte sensibil, ca orice proces foarte sensibil, cum ar fi integrarea europeană, procesul de reintegrare, este de asemenea discutat, decis și la nivel politic și la nivel guvernamental. Discutați. Și cu... cu partenerii externi, același lucru, sunt cei care sunt cei mai apropiați de, de dosar osce ul bunăoară, sau, mă rog, sunt, sunt state sau instituții care au implicare mai mare sau mai mică în procesul de, de securitate în zonă. Discutați, de exemplu, cu uh, domnul prim-ministru Dorin Recean sau cu președinta Maia Sandu, politicile de, de lungă durată, le discutați și cu ei, înțeleg, nu? În orice situație... Importantă care apare sau sensibilă care apare, este neapărat discutată cu conducerea, conducerea statului și în, și în guvern, bineînțeles. Adică așa funcționează în toate ramurile, și în agricultură și în politica externă, și în politica de reintegrare, adică nu poate să treacă un ministru pe agenda un lucru de care nu e la curent cabinetul în general. Nu vorbesc de, de premier, de cabinet în general. Rusia organizează alegeri prezidențiale în luna martie și la aceste alegeri participă și actualul președinte Vladimir Putin, care iată s-a arătat aproape convins, că, convins de fapt că va câștiga aceste alegeri, ceea ce înseamnă, va trebui să spunem, că el va uh, putea să controleze Rusia pentru încă cel puțin șase ani. Va putea Rusia să deschidă secții de vot și în regiunea transnistreană, așa cum făcea și până acum la Alte scrutine care s-au desfășurat în afară? Nu răspund eu de dosarul dat, este un dosar care ține în mod tradițional de Ministerul Afacerilor Externe. Deci, știu că astfel de solicitare a fost făcută. Acum este un nou vicepremier responsabil de dosarul politice externe. Sigur că nu exclusiv Ministerul, iarăși ca și în cazul reintegrării, că tot întrebați dacă sunt coordonate lucrurile, nu pot să nu fie coordonate la nivel interinstituțional și cu uh, conducerea, conducerea țării. Se va decide unde, câte secții de votare, cum vor fi, adică îmi vine foarte greu să spun acum, uh, nu, pentru că nu este domeniul meu de competență. Să privim atunci în trecut cum s-au organizat anterior alegeri din Federația Rusă în regiunea separatistă transnistreană și cum, cum s-au făcut anterior, de exemplu, se aduceau buletine de vot din Federația Rusă sau acestea erau tipărite aici. Ați putea să ne spuneți, știu că nu a fost neapărat o perioadă în care dumneavoastră v-ați ocupat de acest dosar. Nici nu m-am ocupat și nici nu știu dacă buletinele de vot pot fi tipărite. Ele, în mod normal, ele se tipăresc într-un singur loc. bune, poate unele țări au legislație mai flexibilă în acest sens. Dar pentru că fiecare buletin de vot are un număr. Dacă le tipărește în mai multe locuri, posibilitatea de fraudare a alegerilor, adică n-am auzit de state care să aibă astfel de politici cu tipărirea buletinelor de vot în diferite, în diferite locuri. În mod normal este centralizat și ele sunt numerotate. De asta, atunci când, până oară, organizați în exterior alegeri și într-o misiune diplomatică s-au epuizat uh, buletinele de vot, nu puteți aduce buletine de vot dintr-o altă misiune diplomatică pentru că ele au fost ca și cum arondate acelei misiuni și numerele lor figurează într-o altă, într altă misiune. Eu, eu nu, nu pot imagina ca să fie tipărite. Vă întreb pentru că va fi probabil și foarte complicat să le aducă pe teritoriul Republicii Moldova, păi, că nu, nu mult le vor dar. putea aduce prin Ucraina, ci va trebui să le aducă, aducă. prin... Da prin aeroportul din, din Chișinău. Da, ele pentru secția de vot care fără îndoială va exista la ambasadă, bună oară, îmi imaginez, vor fi aduse. Adică în ce volum, cum, vine greu să, să spun, să vă dau acum un răspuns. Va putea Rusia să-și aducă oameni și prin aeroportul din Chișinău care să monitorizeze, să zicem, aceste alegeri, inclusiv cele din regiunea Transnistriană, dacă se vor deschide acolo secții de votare? Pentru că după ce au fost expulzați în vară mai mulți diplomați ruși, numărul celor care ar putea să monitorizeze procesul de alegeri scade cumva de la sine înțeles. Nu știu... Pe teritoriul Germaniei, bună oare, noi am folosit aproape cu exclusivitate uh, oamenii de pe loc, adică ne-am descurcat uh, fără o prezență din Republica Moldova. Nu știu cum se organizează alegerile în Federația Rusă, îmi vine greu să spun, și nici nu știu câți membri de familie există în prezent în ambasada Federației Ruse. Adică e o întrebare care mă depășește în modul tehnic, cum, cum va fi organizată și câți oameni pot fi efectiv folosiți în acest proces. Dumneavoastră veți Depinde avea... și de câte secții vor fi și... Dumneavoastră veți avea un cuvânt de spus atunci când se va decide dacă se deschid sau nu secții de votare pe teritoriul necontrolat de autoritățile de la Chișinău pentru alegerile? Acest lucru se consultă, se, se discută când va fi... Momentul potrivit oportun, cred că va fi o discuție și la acest subiect. De ce credeți că ar fi atât de important pentru Rusia să desfășoare alegeri în regiunea transnistreană? E un... Credeți că e o încercare de a păstra lumea acolo de acolo sub influența Rusiei? Mai curând este asta, eu o interpretez ca un gest de prezență, ca un act de, de prezență. Um, pentru ei este un lucru important, mai ales acum când. Situația militară, politică a Federației Rusiei Ruse în zonă este mai vulnerabilă, să, să zic așa, ori. Istoria nu a fost una de succes cu agresiunea împotriva, împotriva Ucrainei. Rămânând la această intenție a Rusiei de a-și menține sau de a menține populația de acolo în lumea sa, în spațiul său informațional, de exemplu, la Chișinău, autoritățile au închis unele televiziuni și site-uri pentru o perioadă determinată sau nedeterminată, urmează să vedem, care au um, promovat idei false sau care au făcut propagandă în favoarea Kremlinului, da, sau care au dezinformat în favoarea Kremlinului, așa pentru a destabiliza Republica Moldova, așa, iată uh, spun autoritățile de la Chișinău. Ce știți însă despre spațiul mediatic din regiunea transnistreană? Este acesta mai expus dezinformărilor ruse sau credeți că ar putea autoritățile de la Chișinău să adopte măsuri similare, de exemplu, de blocare a unor site-uri sau televiziuni și în acea regiune? Câtă posibilitate aveți să faceți asta? Dacă aveți, desigur. Tehnic este mai complicat. Putem să blocăm accesul la anumite site-uri în partea dreaptă, pentru că foarte multă lume accesează informație de dincolo, și în partea dreaptă, și eu accesez în fiecare zi, mai mult decât presa de la Chișinău, pentru că sunt nevoit să urmăresc, să știu ce se întâmplă dincolo, să văd ce atitudini sunt, ce s-a spus, care sunt, care sunt problemele zilei, să zic așa, în, în regiunea transnistreană. Acum, bineînțeles că cea mai mare parte a mass media din regiunea transnistreană are o poziție mai repede favorabilă Rusiei, deși poate nu sunt foarte militanți întotdeauna da, în dependență de, de persoane. Poate că această vulnerabilitate a regiunii, vecinătatea cu Ucraina, faptul că în regiune sunt și foarte mulți ucraineni, 30% din populație, sau că opiniile sunt împărțite, sau că lumea nu vrea război în general în regiune. Ideea războiului nu este o idee populară printre, printre locuitori. Ei sunt nevoiți să ia o atitudine mai prudentă. Pe urmă, este interesant și faptul că posturile ucrainene de televiziune rămân în continuare. Sunt și cele rusești, acestea sunt, de fapt, canalul de dezinformare, după mine, mai mult decât orice, dar ca, conș ca și contrabalanță sunt acceptate și posturile de televiziune ucrainene, care, mă rog, poate că au un auditoriu mai restrâns, n-am făcut un Studiu în acest sens, dar oricum sunt, sunt prezente în regiune. Există vreo posibilitate la nivelul tehnic ca autoritățile de la Chișinău să poată să discute sau să le ceară furnizorilor de internet, o parte dintre ei? Ei înțeleg? nu sunt înregistrați aici ca deci, și prestatori de, de servicii, presă sau nu. Și deci, practic purghiile nu sunt prea multe aici, nu. să înțeleg. Și cum se face atunci ca cum ați putea să faceți ca mai multă presă de pe partea dreaptă nisului să ajungă acolo, să fie mai accesibilă, de exemplu? Presa este accesibilă. Este accesibilă mai mult decât se crede. Uh, și, în primul rând, presa electronică care poate fi accesată uh, din partea stângă. Firește, că aici vorbim despre presa de limbă rusă, mai cu seamă, dar bună. Oară, Știm bine că, nu o să dau acum nume de, de mass media din partea dreaptă a Nistrului, care sunt în egală măsură citite și în partea stângă și în partea dreaptă, dar prestează servicii în limba rusă, adică oferă informații în limba rusă. Trebuie să fim conștienți de faptul că cam 65-70% din consumatorii de mass media din regiunea transnistreană preferă rusa numărul celor care preferă româna sau și româna și rusa este undeva în jur de 30%, 25-30%. Deci problema e mai curând una nu de acces, problema este mai repede de limbă. Este adevărat că sunt porțiuni în zona Nistului, zona de securitate, în care posturi de televiziune de la Chișinău sau radio au dificultăți. Poate din cauza reliefului. Am întrebat cărui fapt se datorează acest, acest lucru în defileul Nistrului, bunăoară, în anumite zone din, din partea de nord. Probleme sunt nu doar pe partea stângă, probleme sunt și pe, și pe partea dreaptă, adică de uh, semnal. Unii au explicat prin configurația antenelor de transmisie. nu sunt, uh, să spun un specialist în telecomunicații, ca să vă dau exact detaliile tehnice din ce motive acest lucru se întâmplă, dar pe ansamblu, în general, presa este accesibilă și nu doar accesibilă, este și urmărită. Mai mult este urmărită presa din Republica, presa din Chișinău, din partea dreaptă a Nistrului, în partea stângă a Nistrului, decât presa de la Tiraspol în partea dreaptă a Nistrului. Discutăm acum câteva subiecte politice mai profunde, să zicem așa, inclusiv de relația dumneavoastră, adică a guvernului cu Ucraina, în ce privește reglementarea transnistriană. V-ați întâlnit la sfârșitul lunii ianuarie, cred, cu emisarul ucrainean pentru problema transnistriană, domnul Paun Rahovei. Iar într-o declarație pe care dumnealui a făcut-o alături de dumneavoastră pentru presă, a spus că Tiraspolul ar încerca să se implice în războiul din Ucraina. Dar dumnealui nu a detaliat prea multe și nu s-au putut pune atunci întrebări. Știți despre ce este vorba, cum încearcă Tiraspolul să se implice în acest nu, război? A fost mai curând uh, interpretarea mea, adică nu și nu sunt, uh, cum să spun, abilitat să. Dau interpretarea ceea ce a spus domnul Păun Rogovei la, la acel briefing. Interpretarea, interpretarea mea este mai curând că a fost un avertisment în cazul în care și anumite persoane sunt sau interesate să, să meargă pe astfel de provocări. De-a lungul ultimilor doi ani, în regiunea transnistreană am avut uh, diverse provocări ba alerte cu bombă, ba în scenări de atacuri la tiraspol asupra unui așa numit sediu de poliție sau securitate, ba aceste alegații care au apărut în spațiul public, precum că se pregătea un atentat sau împotriva misiunii OSCE sau împotriva unor lideri locali, sau că s-ar fi întâmplat ceva la frontiera moldo-ucraineană pe tronsonul transnistrean în ziua de 7 ianuarie. Deci am avut diverse informații de acest gen, provocări, în spatele cărora, bun, nu a fost întotdeauna clar ce forțe stau, dar era clar că erau forțe interesate să aducă războiul și în regiunea transnistreană, să destabilizeze și, și această regiune. Eu cred că aici există o convergență de interes și a Chievului, și a Chișinăului, și sper și a Tiraspolului. Să nu uh, deteriorăm această stare de echilibru extrem de fragil, să nu punem în pericol uh, securitatea uh, și să nu cedăm unor astfel de provocări. Nici unii, nici, nici alții. Uh, și domnul ambasador uh, Rogovei a menționat că Kievul împărtășește această poziție a Chișinăului de reglementare exclusiv pe cale pașnică a dosarului transnistrean. Uh, din când în când auzim acest lucru și de la Tiraspol. Și sper că și cei de la Tiraspol sunt sinceri atunci când uh, vorbesc despre acesta. Serviciul de Securitate al Ucrainei, pe de altă parte, a trimis o citație lui Vitalii Ignatiev, care este pretins ministru de externe în regiunea transnistreană și îl caută pentru a pune așa pentru a-i se comunica acuzațiile de colaborare cu, nu cu Rusia. Nu îl caută, l-au găsit. L-au adică... găsit deja, da? Păi nu, ce înseamnă îl caută? Îl caută nu este ca încăutare să ca Da, deci îl a caută ca invitat? să meargă la, deci, la discuții cu Serviciul Ucrainean de Securitate din regiunea Vinița ca mm. să-i se aducă la cunoștință, iată aceste acuzații. Ignatiev este și cetățean al Ucrainei și aceasta este important să menționăm aici. Dumneavoastră, discutați acest caz cu autoritățile ucrainene? Deci, așa cum a spus domnul ambasador Ogovei în timpul briefingului, e vorba de un cetățean ucrainean. Republica Moldova, el, domnul Ignatiev nu este cetățean al Republicii Moldova. Deține cetățenia Ucrainei. Deci noi nu intrăm pe această jurisdicție a relațiilor Ucrainei cu cetățenii Deci nu discutați acest uh -huh. subiect, ca să mă înțeleg. V-ați întâlnit cu domnul Ignatiev pe 16 ianuarie, dar dacă acesta, de exemplu, ajunge să fie inculpat în Ucraina, dumneavoastră vă veți mai întâlni cu el? Ucraina este parte a procesului de negocieri, ne va sesiza, dacă vom avea o sesizare din partea Ucrainei oficial, vă vom anunța atunci. Deci atunci veți anunța decizia. Da. Am înțeles. Domnule Serebran, ce alte chestiuni arzătoare există pe dosarul Transnistrian și poate nu v-am întrebat despre ele în cadrul acestui interviu, dar dumneavoastră credeți că merită să le spuneți pentru că poate s-ar putea să urmeze niște evoluții importante în perioada următoare? Din păcate mi-ar veni greu să spun ce dosare nu sunt arzătoare. Pentru că toate sunt arzătoare, începând de la cel energetic, trecând prin cel agricol, ecologic, unde s-au acumulat foarte multe probleme, unde unele mai vizibile, altele mai puțin, dosarul școlilor, telecomunicațiilor, despre care am mai vorbit, și ajungând poate la ultima. Nu ultima niciun caz ca și prioritate, problemă, dar una la care poate se referă mai puțin în spațiul public, deși din ce în ce mai mult, cea a drepturilor omului și problema deținuților, pe care noi îi considerăm pe toți deținuți politici, atâta timp cât au fost reținuți în mod abuziv și privați de libertate în urma deciziei unor curți care nu sunt recunoscute ca și uh, legale. Abordăm acest subiect în permanență cu partenerii noștri străini, în primul rând OSCE-ul, dar și partenerii implicați în procesul de negocieri și sperăm foarte mult că în viitorul apropiat vom avea succes cel puțin pe două cazuri, care sunt, după mine, cazuri umanitare, dar, în primul rând, cazul Pleșcanov. Deliberarea lui Pleșcanov. Am spus asta și partenerilor noștri din OSCE și așteptăm și vizita președintelui în exercițiu a OSC la Chișinău, va fi un semnal de deschidere pentru noi în partea tirasului, ca măcar ceva în acest dosar al drepturilor omului să fie soluționat. Chiar înainte de a veni în această emisiune, la această emisiune, am avut o discuție cu o mare delegație a adunării parlamentare a Consiliului Europei cărora le am proșat faptul că APC-ul nu mai este atât de implicat pe dosarul transnistrean și problema drepturilor omului cum era anterior. Ne amintim de José Duriu în anii 2000, care era extrem de implicată, foarte vizibilă, foarte vocală. Problema drepturilor omului trebuie să fie subiectul cheie, nu doar pentru OSCE sau pentru noi, ci și pentru Consiliul Europei și mai ales problema uh, deținuților. Domnule vicepremier Serebran, vă mulțumesc pentru această discuție. Dialogul nostru a ajuns la final. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Acesta este podcastul Video pe Agenda cu o ediție nouă în fiecare zi de miercuri. Îl puteți găsi pe pagina Europei Libere, pe rețelele noastre de socializare, precum și pe canalul nostru de YouTube. Pentru că aici încercăm să găsim răspunsuri la întrebările care contează pentru dumneavoastră.